Rugăciune către preaslăvitul mucenic Antipa, al celui necăjit de durerile dinților. O preaslăvite, mucenice Antipa, grabnic ajutător al creștinilor în durerile lor, cred cu tot cugetul și sufletul meu că ai primit de la Dumnezeu darul tămăduirii celor bolnavi și al întăririi celor neputincioși. Pentru aceasta către tine, ca la un doctor tămăduitor, alerg acum eu neputinciosul, și sărutând cinstitul tău chip, mă rog ție prin ale tale stăruințe să ceri de la Cerescul Împărat tămăduire mie celui slăbit de durerile dinților. Deși nu sunt vrednic de al tău ajutor, Părinte, învrednicește-mă de a ta apărare, tu care te-ai asemănat Domnului în iubirea de oameni și prin întoarcerea mea de la lucrurile de rușine la viața curată, vindecă-mă cu desăvârșire prin harul care l-ai câștigat toate rănile și rănile sufletului meu și durerile și ale trupului meu. Dăruiește-mi sănătatea trupului și mântuirea sufletului, iar întru toate bunăsporirile, ca trăind în pace, liniște și bună cucernicie, să mă vrednicesc ca să slăvi împreună cu toți sfinții numele cel preasfânt al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.